Două persoane vârstnice au reușit să se autoevacueze la timp după ce un incendiu puternic a izbucnit în gospodăria lor din comuna Certejul de Sus. Pompierii au intervenit pentru a lichida focul care se manifesta la două construcții din lemn în interiorul cărora se aflau butelii de aragaz. Au ars o anexă și un atelier pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompierii detașamentului DEVA au intervenit în această dimineață, timp de aproape 3 ore, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la anexa și la atelierul din curtea unei gospodării din localitatea Toplița Mureșului, comuna Certejul de Sus. Intervenția, realizată cu două autospeciale de stingere și una de primă intervenție și comandă, a fost dificilă pentru că cele două construcții erau din lemn, iar în interiorul atelierului se aflau două butelii de aragaz pline. Încă de la începutul misiunii, în jurul orei 4:30, pompierii au reușit să localizeze incendiul și au împiedicat extinderea flăcărilor la casa de locuit, construită de asemenea din lemn și aflată la doar 3 metri de focar. Au ars anexa și atelierul pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, iar flăcările au afectat și o parte a pivniței. Potrivit pompierilor hunedoreni, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit produs la un acumulator.